O nouă întâmplare revoltătoare a avut loc într-o grădiniță privată din capitală. O fetiță a zăcut ore în șir pe podea. Cadrele didactice și îngrijitoarele se jucau cu ceilalți copii de parcă micuța nici n-ar fi existat. La finalul zilei, angajatele au venit cu o poveste cusută cu ață albă în fața părinților revoltați. Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Imaginile revoltătoare au fost surprinse de camerele de supraveghere din grădinița privată în care copiii ar fi trebuit să fie supravegheați, protejați și educați. În realitate, Anastasia, la cei 2 ani și jumătate ai ei, a fost lăsată să zacă aproape leșinată pe jos, peste 2 ore. După somnul de prânz de la 3, stătea întinsă pe jos și până la ora 4, hai să zicem că poate s-a mai mișcat, nu să nu exagerez, s-a mai mișcat un pic. În schimb, de la ora 4 până la ora 6 fără un sfert, stătea lată, cu ochii închiși, nu se mișca de jos. Inerția fetiței nu atrage atenția adulților care lucrează într-o instituție unde părinții plătesc 2300 de lei lunar ca micuța lor să fie îngrijită cu atenție. Au fost la un moment dat, cred că chiar și 4 angajate care nu știu exact ce funcție aveau, care stăteau pe scaun sau pe canapea în sala respectivă și butonau telefonul. Copilul era în față lat pe jos și ele stăteau și butonau telefonul. La finalul programului, când tatăl a venit să o ia acasă, îngrijitoarele i-au dat un răspuns greu de crezut. Mi-a adus-o în brațe, oarecum, hai să zicem, părea semi-adormită. Și am încercat să o las jos să încalțe, nu putea să stea în picioare, și am întrebat-o pe doamna care mi-a adus-o, nu vă spuneați, care-i problema, ce s-a întâmplat? De-abia s-a trezit din somn, la 6 fără un sfert. Mi s-a părut un pic ciudat, am luat-o, dacă nu putea să stea în brațe, am luat-o în brațe și am văzut să respire sacadat. Îngrijorat, părintele a sunat de urgență medicul de familie și a dus-o pe cea mică la spital. I-au pus diagnostic de insuficiență respiratorie pe fondul unei pneumonii virale. A rămas internată în spital pentru câteva zile, timp în care părinții au încercat să ceară explicații directoarei grădiniței, însă fără succes. Le-am chemat pe toate cele 4 doamne să-mi explice și mie ce s-a întâmplat acolo. Și o să simulez acum ce mi-au spus. Asta a fost toată explicația. Am simțit indignare, am considerat că le-am dus aici și mă pot reîntoarce la muncă liniștită, știind că dacă cumva copilul meu va fi într-o stare proaste de sănătate, vom fi sunați? Nu mi se pare ok să nu există un cadru medical acolo. Adică presupun că ar fi trebuit să existe. Nu mă pricep, de asta i-am întrebat pe cei de la DSB să-și dea ei cu părerea dacă ar trebui sau nu să existe. Dar nu exista. Ne asigurau tot timpul că triajul medical nu doar se efectuează în fiecare dimineață la primirea copiilor, ci și în timpul zilei. Doamna asistentă intră pe parcursul zilei în fiecare cameră de activități și mai verifică încă o dată pe copii. Drept dovadă, pe Anastasia nu a verificat-o nimeni. Părinții au depus plângere către mai multe instituții ale statului, între care la poliție și la Agenția de Asigurare a Calității Învățământului Preuniversitar. Speră să afle măcar o explicație pentru cele întâmplate. Am încercat și noi să contactăm reprezentanții grădiniței. Orice întrebare, ce așa, trebuie adresat de mail. Am adresat și vi se va... Am înțeles, pe mail se trimite. Da. Altfel se facă telefonic sau... Sau vorbi și telefonic, nu ce problemă. Până la această oră nu am primit un răspuns. Spitalele se aglomerează cu pacienți care fie au COVID, fie gripă, iar cazurile sunt în creștere, motiv pentru care medicii ne recomandă imunizarea. Care este situația, dar și cum procedăm dacă nu avem vaccinul gripal compensat? Aflăm de la colega mea, Andra Ionescu, care este chiar acum alături de un cunoscut medic de boli infecțioase. Bună dimineața, vă ascultăm! Bună dimineața, Simona! Bun găsit tuturor! Alături de mine chiar în acest moment este medicul infecționist Simin Florescu, manager al Spitalului Victor Babeș din Capitală. Bună dimineața! Vă mulțumesc pentru prezența în jurnal. Vă rog să ne spuneți în primul rând cum se explică valul de persoane infectate în această perioadă cu gripă sau cu COVID. Deocamdată vorbim mai ales de pacienți cu infecție SARS-CoV-2, cu COVID. Probabil că asta se întâmplă ca urmare a definirii caracterului sezonier al infecției cu SARS-CoV-2, așa cum vorbeam încă de la începutul pandemiei. Într-adevăr, în ultima lună a fost o avalanșă de cazuri, dar nu este comparabilă cu nimic din ce a fost, din fericire. În acest moment, de exemplu, noi avem aproximativ 80 de pacienți cu infecție SARS-CoV-2 internați în spital, dar sunt forme medii sau forme ușoare la pacienți care mai au alți factori de risc și pe care preferăm să-i ținem câteva zile sub supraveghere și tratament. Sunt și copii internați? Sunt și copii, câțiva. Nu sunt foarte mulți, dar de obicei vin mamă cu copil infectați și rămân internați împreună. În cazul coronavirusului, mai este eficient sau recomandat vaccinul actual?
Vaccinul actual, din păcate, nu mai este potrivit pentru subtipul de virus care circulă în acest moment. Și există posibilitatea, deja există preparat vaccin care se potrivește cu varianta de virus care circulă și sperăm să-l avem și noi în curând. Iar în cazul vaccinului gripal, în câte doze se face și când este bine să-l facem? Vaccinul antigripal se face anual, într-o singură doză, dacă vorbim de adulți. Și de preferat este la debutul sezonului rece, septembrie, octombrie, chiar și noiembrie. Bineînțeles că se poate face până la sfârșitul sezonului rece, nu există un termen limită, dar pentru a avea un titlu de anticorpi care să garanteze o protecție cât mai bună până la sfârșitul sezonului, cam prin luna octombrie este cel mai bine de făcut. Iar în ceea ce privește copiii foarte mici, există posibilitatea de a-l face în două doze dacă sunt copii care nu au primit niciun fel de vaccin antigripal până la momentul respectiv, dar astea sunt foarte bine cunoscute de medici de familie sau de pediatri care le pot recomanda jumătate de doză la interval de o lună, dar rămâne de stabil la fiecare copil în parte. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile din această dimineață. Așadar, vaccinul gripal este compensat pentru categoriile vulnerabile de vârstă, bătrâni, copii, gravide și personal medical, iar noi restul îl putem cumpăra cu rețetă de la medicul de familie din farmacie și evident că îl putem face la cabinetul medicului de familie. Prețul unei doze variază între 60 și 70 de lei și poate ajunge chiar și la 125 de lei pentru cele pentru copii. Acestea au fost informațiile de aici. La revedere! Mulțumim, Andra! Inventivitatea infractorilor nu are limite când vine vorba să înșele și să facă rost de sume mari de bani. La Iași, o femeie trăiește acum un coșmar după ce s-a încrezut cu inima și cu banii ei într-un individ care a lăsat-o fără 15.000 de euro, ba chiar și cu un împrumut bancar. Înșelăciunea căreia i-a căzut victimă femeia din Iași este cunoscută sub denumirea de metoda Generalul. Impostorii se pretind a fi soldați americani și postează pe conturile de socializare fotografii menite să câștige inimile femeilor singure. După ce își aleg o victimă, susțin că nu pot comunica cu ea decât prin mesaje. La fel s-a întâmplat și de această dată, când cel care își spune Ronnie pe o aplicație de dating susținea că lucrează în Siria, la o bază militară, unde regulamentul strict nu-i permitea să telefoneze sau să vorbească prin videocall. Domnul respectiv i-a trimis sub formă de cadou mai multe sume de bani, cred că în jur de 300 de euro. După ce i-a câștigat încrederea, individul i-a spus femeii că urmează să termine misiunea, dar are nevoie de un împrumut de 15.000 de euro. Banii ar fi reprezentat taxele vamale pe care trebuie să le plătească pentru a trimite o avere de familie, mai exact bijuterii în valoare de 1 milion de euro. Femeia, de bună credință, i-a trimis cât a putut, 7.000 de euro. De restul s-a împrumutat la bancă. Din punctul meu de vedere, această rețea, pentru că vorbim de o rețea, este condusă de niște oameni foarte inteligenți și care cred că au și studii în psihologia umană. Până nu te întâlnești fizic cu persoana respectivă, cel mai bine ar fi să nu-i dai absolut niciun ban. Iubirea a costat-o amarnic și pe o bucureșteancă. 270.000 de euro i-a dat, credea ea, cu împrumut, unui tânăr care pretindea că investește banii în criptomonede. Individul a ajuns până la urmă pe mâna poliției și este cercetat pentru înșelăciune și fals informatic. În ceea ce privește cazul de la Iași, când și-a dat seama că totul este o poveste trucată, femeia a făcut plângere la poliție. Rămâne de văzut când și mai ales dacă își va recupera banii. O femeie din Galați a fost pur și simplu spulberată de un șofer beat în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni pe culoarea verde a semaforului. Mai multe detalii are colega mea Delia Sândulachi, însă vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Bună dimineața, Delia! Te ascultăm! Până dimineața, Simona, în imaginile surprinse de o cameră de supraveghere din zonă se vede cum femeia și alte persoane care intenționau să traverseze se asigură, apoi pășesc cu toții pe trecerea de pietoni, ceilalți șoferi se opresc, le acordă prioritate, însă bărbatul de 56 de ani circulă cu viteză, nu încetinește și o lovește pe femeia de 68 de ani, apoi o târăște câțiva metri cu mașina. Ceilalți pietoni care traversau alături de ea au scăpat
ca prin minune, oamenii au sunat la 112 după ajutor, însă victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Aparatul etilotest a arătat că șoferul avea o alcoolemie de 0,56 mg pe litru, alcool pur în aerul expirat. A fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru ucidere din culpă și pentru că a condus un autoturism sub influența alcoolului. Astăzi, judecătorii vor decide dacă îl vor aresta pentru următoarele 30 de zile. Momentan atât de aici. La revedere! Mulțumim, Delia! România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la numărul de absolvenți de facultate. Cifrele sunt îngrijorătoare, mai ales în cazul tinerilor de la sate, care nu ajung la studii pentru că nu au bani suficienți pentru a se muta la oraș. În acest context, o fundație își propune ca alături de cea mai mare universitate din țară să susțină în facultate 100 de tineri din mediile defavorizate. Accesul la educație pornește din copilărie. În România, 4 din 10 părinți n-au bani să-și ducă copiii la grădiniță. Nu au bani pentru ghiozdane, haine sau mâncare. Situația se repetă și la liceu, iar cei care reușesc până aici renunță la facultate. Eusebia provine dintr-o familie numeroasă cu 7 copii. Ea e unul dintre puținii tineri care a devenit student în ciuda greutăților financiare. A beneficiat de programul Vreau la facultate și a devenit studentă la Cluj. Ce ai ales să studiezi? Asistență socială în cadrul UBB. Cred că prin această facultate și acest job pe care urmează să-l am în următorii ani, pot să fiu mai aproape de persoanele care au nevoie de sprijinul meu. Și Patricia vrea să devină studentă. Acum este elevă în clasa a 12-a și este deja conștientă că facultatea la Cluj va fi o provocare pe plan financiar. Acasă mai are 4 frați, iar părinții ei nu și-ar permite toate cheltuielile pentru educație. Dacă o să devin student, o să trebuiască să stau la cămin sau la apartament, să continui studiile, poate chiar să mă angajez în domeniul învățământului și o să fie destul de dificil. Sunt mii de tineri din toate colțurile țării care se regăsesc în aceste povești. Motivele de a părăsi școala sunt în cele mai multe cazuri legate de bani. Din ceea ce am văzut conform datelor noastre, doar 65% dintre copiii din rural se înscriu la universitate și foarte mulți se tem că nu vor reuși să se mențină în universitate. Deci, practic, dintre aceștia, jumătate nu vor reuși să finalizeze studiile universitare pentru că nu își permit. Pe de altă parte, studiile arată că 80% dintre tinerii din mediul rural și din alte comunități defavorizate își doresc să urmeze studii superioare, asta dacă nu sunt sfătuiți de părinți sau prieteni să renunțe la facultate. Este foarte important ceea ce auzim acasă, în familie, și îndemnul pe care îl avem. Ne adresăm și părinților pentru ca să conștientizăm și pe acel palier că este important ca omul să se educe. Este posibil să se uite la modele care sunt foarte mediatizate și care să nu îndrume spre o continuare a educației. Așadar, 100 de tineri vor primi sprijin din partea unei fundații să își finalizeze studiile superioare la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la numărul de absolvenți de învățământ superior. Procentul tinerilor români care terminau o facultate în 2021 era aproape de 2 ori mai mic, 23,3% față de media Uniunii Europene de 41,2% potrivit ultimului raport realizat de Comisia Europeană. Vine iarna, iar gospodinele se pregătesc corespunzător. Ardei, vinete, dovlecei sau ciuperci, toate ajung tocate în punguțe, gata de congelat. La ciorbe, tocănițe sau salate, aceste legume conservate sunt soluția rapidă, spun gospodinele. Dar nutriționiștii avertizează că aceste produse ținute la rece nu pot sta la congelator pe termen lung. Cât sunt, de fapt, bune de consumat, aflăm chiar acum. Morcovi, țelină, ardei și gogoșari. Toate umplu piețele de culoare în această perioadă. Sunt legume de sezon la mare căutare, în special de gospodine. Fermierii le așează pe tarabe încă de la prima ora a dimineții și așteaptă clienții, iar ei vin în număr mare. Lumea cumpără mai multă varză, conopidă. Vinetele o cam picate în peisaj pentru că e deja pe terminate. În schimb, gogoșar mai avem frumos, ardei la fel, capia. Unii cumpără cu saci, mai ales că vor pune legumele la congelator. Este și cazul doamnei Vio, o gospodină din București care ne-a primit la ea acasă. Am găsit-o pregătindu-se pentru iarnă. Ce faceți, doamna Vio? Ce să facem pregătiri de toamnă? Ca fiecare, nu? Cu ardei am pus și vreau să-i pun la congelator. Uh-huh.
Am pus și vinete coapte, am pus și ardei copți și fasole verde. Le luăm așa pe toate pe rând. Nu e vreme de stat. Ardeii trebuie tocați și băgați în pungi care se videază, astfel încât să se păstreze cât mai bine pentru sezonul rece. Rețetele le are din familie. A, păi asta fac de când... Deci și mama mea tot așa a făcut și eu am preluat de la ea. Și asta este tradiția în familie. Sunt bio și... Ce nu reușim să mâncăm vara, băgăm la ladă și conservăm. Doamna Vio apelează și la varianta de legume la borcan. Acesta este momentul în care le amestecă pentru salate care la iarnă vor merge de minune cu o friptură aburindă. Am făcut o salată de varză cu morcov, cu țelină, cu ardei, care ne place nouă foarte mult și o mâncăm pe iarnă. Și eu am umplut deja borcanele acestea. Și să-l umplu și pe ăsta. Am pus frunză de hrean, de țelină, de vișin. Și după ce le umplem, o să le fierb un pic la bain-marie, adică le sterilizez un pic, un sfert de oră atât de momentul în care fierbe apa. Nutriționiștii spun că legumele congelate sunt o variantă excelentă pentru vitamine. Totul, atâta vreme cât respectăm niște reguli esențiale. Până la un an, dar e foarte important dacă le decongelăm, să le folosim, nu să le recongelăm, pentru că altfel pierdem de vitamine și de minerale. Dar putem să congelăm orice, cel mai bine sunt boabele, într-adevăr, sau rădăcinoasele. Mai putem congela până la 6 luni și carnea, dar și mâncărurile gătite, cu condiția să le consumăm imediat după decongelare. Volodymyr Zelensky vine astăzi în România pentru prima dată de la izbucnirea războiului pe tărâm ucrainean. Președintele Ucrainei se va întâlni atât cu președintele Iohannis, cât și cu premierul Marcel Ciolacu. De ce vine în țara noastră și ce teme de discuție vor fi atinse? Aflăm de la colega noastră Nicoleta Mihalcea, jurnalist cu peste 20 de ani de experiență în politică externă. Bună dimineața, Nicoleta, îți mulțumim foarte mult pentru prezența Bună în jurnal. Bună dimineața, Simona. Pentru început vreau să le explicăm telespectatorilor noștri ce semnificație are venirea președintelui Zelensky în România. Pe lângă faptul că este prima vizită oficială pe care o efectuează în țara noastră de la începutul războiului în Ucraina pe 24 februarie anul trecut, este și o vizită unică pe care președintele ucrainean nu a inclus-o într-un turneu așa cum a procedat de multe ori până acum. Se va întâlni la ora 1 cu președintele Iohannis, va fi primit în mod oficial la Palatul Cotroceni, după care va merge în Parlamentul României, unde se va întâlni cu cei doi lideri ai camerelor și, de asemenea, va avea un discurs în plenul reunit, urmând ca spre seară să meargă la Palatul Victoria, unde va avea o întâlnire foarte importantă cu premierul Marcel Ciolacu și, legat de această vizită, sunt măsuri sporite de securitate luate în București, așa că pentru cei care se află în trafic astăzi în capitală să aibă grijă să se aștepte la întârzieri și chiar unele ambuteiaje. În al doilea rând, trebuie să vorbim, Simona, despre contextul în care are loc această vizită și anume în condițiile în care de sâmbătă avem un alt război izbucnit aproape de România și care, iată, ne afectează în mod direct, având în vedere numărul foarte mare de cetățeni români care au fost sau care așteaptă să fie repatriați din Țara Sfântă. Și să nu uităm faptul că Statele Unite este cel mai mare susținător financiar și militar al Ucrainei în fața invaziei ruse. Ori în acest context al declanșării unui al doilea război, la fel de important pentru Statele Unite, mare parte din sprijinul militar a mers către Israel. Au fost trimise nave militare, au fost trimis cel mai mare portavion din lume în Marea Mediterană, de asemenea o întreagă escadrilă de avioane de vânătoare și sprijin cu muniție pentru armata izraeliană ca să facă față asalturilor Hamas, iar în tot acest timp cele 6 miliarde de dolari promise de Statele Unite Ucrainei pentru a lupta împotriva Rusiei sunt blocate în Congresul American. Acel sprijin financiar încă nu a fost deblocat. Ce va discuta președintele Zelensky cu liderii noștri politici? Exact. Sprijinul acordat Ucrainei este pe primul punct al agendei discuțiilor pe care Volodymyr Zelensky le va avea astăzi la Cotroceni cu președintele Iohannis. Administrația prezidențială a anunțat încă de ieri că va fi acest subiect pe tema de discuții și, de asemenea, se va discuta despre integrarea europeană și euroatlantică a Ucrainei, despre situația refugiaților ucrainieni în România și a minorităților
minorității române din Ucraina și de asemenea despre securitatea la Marea Neagră, pentru că am fost martori în ultima perioadă la atacuri care au loc foarte aproape de granița țării noastre în regiunea Delta Dunării și care pot reprezenta un grad mare de pericol pentru țara noastră. Discuții mai aplicate, inclusiv pe tema cerealelor ucrainiene, vor avea loc la Palatul Victoria, acolo unde președintele Zelenski se va întâlni cu premierul Marcel Ciolacu și vor stabili termenii în care țara noastră poate să și importe cereale din Ucraina, nu doar să permită tranzitul către vestul Europei prin țara noastră. Sunt aproape 600 de zile de război, lupte violente la granița cu România. Da. Cum ne afectează pe noi prelungirea acestui război? Ne afectează în primul rând pentru că vedem acea situație de teroare din zona Deltei Dunării, de asemenea numărul mare de refugiați care vin în țara noastră. Am fost la un moment dat la un punct de a avea o criză umanitară și de asemenea sunt implicațiile economice pe care le vedem și le resimțim nu doar românii, ci toate statele lumii, în special în Europa, unde există acest criteriu al proximității și normal că impactul economic este mult mai mare. Nicoleta, îți mulțumim foarte mult pentru prezența în jurnal. Noi continuăm știrile. Inima capitalei va rămâne fără viață. Restaurantele, buticurile și orice alte magazine care funcționau în clădirile cu bulină vor pune lacătul pe ușă. Legea care interzice activitățile comerciale din blocurile cu risc seismic a intrat în vigoare în august, iar patronii afacerilor au primit notificări prin care li se cere să închidă activitatea. Manole Nistor și-a deschis o florărie în buricul capitalei chiar în anul pandemiei, o afacere la care visa de mult timp, vis care a fost năruit de o foaie venită de la primărie. Hârtia îl anunța că în 30 de zile trebuie să închidă afacerea. Noi ca și afacere mică ne omorâți. Problema e că noi dacă plecăm unde ne ducem? Ăștia închid toată inima capitalei. Noi rămânem fără bani, nu mai avem cum să ne întreținem. Ce facem? Ajungem homeless? Pe 1 august a intrat în vigoare legea care prevede ca toate spațiile comerciale din clădirile cu risc seismic clasa 1 și a 2, expertizate după anul 2010, trebuie închise. La începutul lunii octombrie au fost trimise notificările, iar până la începutul lunii noiembrie, patronii trebuie să pună lacătul pe ușă. Pentru o ștampilă alergi luni de zile, iar pentru o evacuare sau pentru o mutare a unui business, ți se acordă un termen de 30 de zile. Lângă florărie este un chioșc cu alimente. Patronii veniți tocmai din Maramureș au dat drumul afacerii în mai. 25.000 de euro au investit în cei 30 de metri pătrați din centrul Bucureștiului. Nici nu și-au recuperat investiția și trebuie să închidă. Să ne propună ceva, alt loc sau altă... Cum? Plătim impozite tot și cum rămânem în stradă? Ce înțelegeți? Să facem cu produse, la noi produse elementare? Ce să facem cu... Ele expiră. Da. Ceasornicarul Vasile Palade trăiește un deja vu. Afacerea lui a mai fost închisă după ce a avut loc tragedia din colectiv. Nu face nimeni nimic, vrăjel. Doar să le închidă, asta le face oricine. De ce să meargă bine când poate să meargă prost? Toți antreprenorii care lucrează la parterul blocurilor cu bulină sunt disperați. Cele 30 de zile puse la dispoziție de către primărie nu sunt suficiente pentru a-și muta business-ul în alt loc. Notificarea au venit, mi-au zis că în 30 de zile trebuie să încetăm activitatea. Imediat mi s-au luat și picioarele, na, că spațiul ăsta costă, l-am cumpărat cu 300.000 de euro. Am avut acum un weekend olandezi, vin să se distreze, cel puțin că e ieftin în România și vin să se distreze în centru istoric. Ce să se întâmple? Nu mai vine nimeni în centru istoric, vă dați seama. Și așa, centrul Bucureștiului este departe de o capitală europeană. Abia mai zărește o vitrină aranjată printre lacătele puse pe fiecare ușă. Atât pe marile bulevarde, cât și în centrul vechi, peisajul este unul vrednic de compătimit. Reprezentanții primăriei spun că legea a fost creată pentru a ușura consolidarea clădirilor cu risc. Nu este vorba despre afaceriști, este vorba despre proprietarii spațiilor, care de cele mai multe ori închiriază aceste spații către diversi operatori economici și atunci nu au avut un interes direct de a-și exprima acordul direct pentru a putea intra în programul de consolidare. În București sunt 846 de clădiri cu bulină. În aproximativ 300 dintre acestea au fost trimise notificări pentru închiderea afacerilor de la parterul blocului. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Eu sunt Simona Pătruleasa și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Casa Iubirii, iar de la ora 12 încep știrile prânzului. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!